Mission failed. We'll get them next time. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Salutare miștocarilor! Dacă nu ați dat încă follow la contul meu de Instagram, nu știu ce mai așteptați, pentru că ieri am făcut 8 miștocari fericiți și în viitor puteți fi și voi. Am creat un story în care v-am spus că Cinemania pune la dispoziție 8 bilete pentru miștocari și tot ce trebuia să faceți era să-mi dați un screenshot în privat cu dovada. Îmi place foarte mult proiectul de la Cinemania și vă garantez că nu este nevoie să vă spun eu să le dați subscribe, pentru că dacă vă plac filmele și ați vedea ce conținut au pe canal, ar fi imposibil să nu vreți să le dați un subscribe. Pe acel canal găsiți topuri, review-uri, documentate și gândite cu plăcere și cu toții știm că aceasta este calea spre succes. Și da, este și vocea mea pe acolo în caz că vă interesează sau vă place să mă ascultați. Filmul la care ne-au trimis a fost Cold Pursuit al lui Liam Neeson și aceasta a fost reacția miștocarilor de după film. Cu toții vă recomandăm să mergeți să vedeți filmul pentru că este o acțiune clasică de bătaie și glume. Îl știm pe Liam Neeson ca fiind un maestru. A antrenat Jedi, l-a antrenat pe Batman, s-a luptat cu Lupi, a fost Zeus și a arătat că nu-i place sub nicio formă să-i răpească cineva familia. Experiența de astăzi a fost unică și am vrut să o împărtășesc cu voi, de aceea am încercat să filmez un vlog în care să-mi scot miștocarii la film. Din păcate, sunetul camerei era foarte slab, așa că am decis să vă povestesc prin imagini și videoclipuri ce s-a întâmplat. Printre câștigători a fost și un băiat care a făcut un gest foarte, foarte frumos. A comandat un tricou de la Idei 3D cu La Mișto, fix acesta este tricoul și mi-a scris pe Instagram că este foarte fericit că a ajuns mai repede tricoul și îl poate purta la film. M-a impresionat puștul și m-am gândit cum pot să returnez gestul și să-l fac fericit. Așa că am pus mâna pe tastatura asta de la Marvo și fără să-i spun puștului, am băgat-o în portbagaj. Am ajuns în Mega Mall și am primit dreptul de a filma, lucru de care s-a ocupat Bianca, cel de-al 8-lea miștocar, cea care vă răspunde vouă pe toate site-urile de socializare ale Cinemaniei. Eu biletele le printasem, vreo 5 pagini A4, pentru cazul în care vor neapărat biletul printat. Da, eu am avut 5 hârtii A4 în buzunar. Vreo 4 ore doar. Au venit și alți miștocari să facă niște poze cu noi și spre deiciul vostru s-a întâmplat asta. Mission failed. We'll get them next time. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Bineînțeles că Bianca a spus o bag la editare. Apropo, Bianca, n-o să te uit pentru asta și n-o să te iert. Dar ai dreptate, ai dreptate, e funny. Dureros nu e că puștul n-a dat mâna, dureros e gestul meu. Tristețe de plină, dezamăgire totală, viața nu mai e la fel. Nah, glumesc. Copiii tocmai ce făcuseră o poză, n-aveau nicio treabă cu strânsul mâinii, dar măcar mi-au mulțumit verbal. Hai să vă spun cum am ales biletele, pentru că practic am rezervat 30 de locuri în sală doar eu, dintr-o greșeală. Ideea era să cumpărăm doar 10 bilete și să rezervăm încă 10 pentru alte persoane în caz că mai vor să vină. Ei bine, eu când am încercat prima dată să cumpăr biletele și am ales rândul ăsta, plata nu a putut fi făcută din cauza că am introdus detaliile de pe card greșit, dar nu știu din ce motiv acel rând a rămas rezervat. N-am mai putut să cumpăr acele locuri, așa că am cumpărat rândul din spate. Pentru că trebuia să fiu sigur că avem și cele 10 rezervări, le-am rezervat și pe cele mai din spate. Deci Mihai al vostru a rezervat 30 de locuri la cinema și, deși au fost mulți la Cold Pursuit, pe lângă noi era pustiu. După ce s-a terminat filmul, le-am cerut o părere sinceră miștocarilor legată de film și de experiența aceasta de a merge cu grupul. Pentru că, sincer vă spun, doar când eram în clasele primare, cineva organiza o ieșire la film cu clasa. Și asta pentru că probabil erau prea mulți și ieșea haos. I-am rugat să vă recomande sau nu acest film și toată lumea a făcut asta. Le-a plăcut! Chiar a fost foarte interesant. Cold Pursuit ne demonstrează că acțiunea și comedia se pot contopi fără probleme în același film pentru o experiență cinematografică mult mai plăcută. Apropo de experiență, le-am spus miștocarilor că Fără Puiu sunt foarte emotiv și cu toții m-au încurajat, dar asta nu mi-a oprit gura din turuit, pentru că este un mecanism de autoapărare ce nu poate fi oprit. După ce au plecat toți miștocarii, trebuia să-i dau cadoul miștocarului în devenire, așa că l-am chemat la mașină să-i dau cadoul. Din păcate am căutat mașina vreo 5 minute. Uitasem unde am pus-o și la un moment dat credeam chiar că mi-a fost ridicată, dar până la urmă am găsit-o. Aceasta a fost reacția miștocarului când a văzut tastatura.
Dragilor, sunt momente ca acestea în care îmi dau seama cât de puțin înseamnă banii în viață și cât de mult înseamnă omenia. Faptul că eu printr-un simplu hobby am ajuns să vă întâlnesc și să văd cât sunteți de grozavi reprezintă succesul meu pe platforma asta. Pot să am 5 view-uri sau 50.000, nu contează. Momentul în care oamenii fac aceste gesturi rămân în amintire, pentru că indiferent dacă ai bani sau nu, amintirile rămân. Eu sunt Mihai și vă recomand filmul Ucide-i cu sânge rece sau Cold Pursuit al lui Liam Neeson. Ciao! De dimineață tot te sun și-am făfac până la Crăciun. Nu te ascunde, răspunde, mai ai 15 secunde. Te sun până la noapte și-apoi iar până la 7. Nu te ascunde, răspunde, mai ai doar 5 secunde.